un lucru pe care, dacă este din partea dumneavoastră, domnul profesor, să mi-l atrageți în atenție și să-l urmărim pe timpul emisiunii. Eu mi-am permis să dezvoltăm interactiv emisiunea. În mod normal, de exemplu, cu invitați dificil, special, dar dificil, și dau exemplu acum, fără să sune critic sau denigrator, de exemplu, domnul Dan Puișoru, nu am putut să realizez emisiune până nu i-am pretins să-mi dau un scenariu clar cum vede dânsul emisiunea și să tăiem să... Și s-a ținut de el? I-am lăsat întrebare, s-a ținut de ce? I-am lăsat doar două puncte din cele 16 și cu greu am atins obiectivul. Cu greu. Da. Și m-am trezit la un moment dat... Cu domnul Dănuț nu poți să ajungi la o înțelegere, că acum zice albă, acum zice alb neagră. Da. Ăsta e, bine că cine îl cunoaște știe să procedeze cu el. Cine nu îl cunoaște, ia plasă prima dată. Da, așa este. Așa este. Am pățit fenomenul acesta în care am stabilit un scenariu. Am stabilit foarte bine ce trebuie să întâmple în emisiune. Ați ajuns în altă parte. Era domnișoara Mădălina invitată. I-am spus doar o edifici pe dânsa. Dânsa are ceva de spus. După care ne axăm pe niște criterii punct apicole și nu de nimic. Pe urmă, domnule, că mi-ai întins capcană. Păi de ce să fac? Telefoanele sunau să te dau afară din emisiune. Prietenii dumitale, colegii dumitale, sunau să te dau afară din emisiune. Na. Se întâmplă și la case mai mici treaba asta, dar la case mari. Da. Da, altfel un om deosebit, ne-am întâlnit la Craiova, îmi pare rău că cu doamna Cristina n-am reușit. A fost o situație critică, n-am reușit să prind. Foarte multă lume, ați văzut ce a fost acolo. Eu cred că e cel mai mare târg. Eu am avut o altă percepție față de anul celălalt și acum 3 ani, deci 3 ani în urmă la monitorul. Anul acesta mi s-a părut mai modest în partea a doua a zilei. Da? Știi ce se întâmplă? Avantajul Craiovii, eu n-am fost niciodată la Craiova, la el la târg. Locația. Dar e locația în primul rând. Da. Și faptul că oltenii sunt extraordinar de inventivi. Inimoși. Sunt inimoși și da, au ei și defecte și multe, dar au și părți bune. Așa. Sunt foarte plini de ei și să știți că contează și în sens pozitiv plinătatea asta. Da. Necazul lor că ei nu prea să țin de cuvânt. Vedeți? Ecotipurile astea sunt și la oamenii, domnul Iordache. Păi sunt și la Vâlcea, nu? Că da. Și vâlcenii, tot olteni, sunt tot o specie de o varietate. Un ecotip. Un ecotip oltenesc. Așa, și dumneavoastră la Brașov la fel sunteți. Aici când vorbim despre... Atenție să... Despre Vâlcea, vâlcenii nu se socotesc olteni. Deci când stai de vorbă cu un vâlcean și îi spui că ești oltean, sau îi pui, cum i-am pus la domnul Laurențu întrebarea, măi, tu ești oltean sau ce ești? Vezi, vâlcean, nu, dincolo de vâlcean, ești oltean sau... Nu, vâlcean, da, vâlcean. Dar, vâlcean. Nu, vâlcean, mă, dar oltean, ei sunt... Dacă ești oltean, te scarpini așa, nu? Da? Și tu te scarpi așa, că vorbim despre albine. Este oltean din un... mai de la munte. Păi știți că olteni sunt 4 biotipuri. Deci sunt odată cei de la Mehedinți, cei de la Dolj, cei de la Vâlcea, sunt 5, cei de la Gorj, și a făcut Ceaușescu și al 5-lea, Oltul, care e din coace de Olt. Știți? Așa, romanați. Dar fiecare, să știți, că are caracteristici deosebite. Eu am fost cam în toate zonele țării și am lucrat pe colo-colo și am lucrat cu diverse, cu oameni de acolo și mi-am dat seama, adică cred că sunt în situația să pot să fac o caracterizare aproape de obiectivă. Poate sunt și subiectiv în alte caracterizări. Eu zic că sunt oameni de câmp și oameni de munte, domnul Iordache. Și zic, da, ăia de la câmp îi cam ar de soarele în cap, săraci, și sunt mai așa. E o diferență între oamenii de câmp și oamenii de munte, nu vă închipuiți. Nu, atenție, deci eu am întâlnit expresia asta alta, referitor la bănățeni și pădureni. De exemplu, ei zic despre ăștia din zona Oradea și chestia că ăștia sunt pădureni și sunt ceva mai neciopliți.
Înțelegeți? Da, da, da. Sunt niște deosebire aici, da. La vâlcenii eu am fost, deci atunci știți dumneavoastră, când am venit la dumneavoastră, v-am vizitat la Măldărești, am rămas surprins că ei și-au păstrat. Domnul Nistor. Așa. Am rămas surprins când ne duceam în Măldărești, când am ieșit prima dată, după ce ne-am căsat. Eu nu-l mai am. Câinele ăla, nu mai am, care poartă... M-auziți? Așa. Când mergeam pe ulițe și oameni bătrâni stăteau pe bancă la poartă și când treceam în fața lor se ridicau în picioare și ne dădeau binețe. Da, da. Ceva ce nu mai există în alte părți ale țării. Da, da. Sau am trimis-o pe nevastă mea să ducă, era magazinul ăla acolo. Da, da. Am vrut să facem un grătar și n-am găsit în ce am văzut acolo o cratiță cu capac unde să punem grătarul să, după ce îl făceam. Zic, du-te domnule și cumpără de acolo. Și a venit de acolo cu 5 cratițe. Zic, mă, ce faci? Ai cumpărat tot magazinul? Ce, păi mi le-a dat să văd care mi-e bună și pe urmă spali lante să le duc înapoi. Și zic, cât ai plătit? Ce, nu mi-a luat niciun ban. A zis că mi-a ban când mă duc înapoi. Ca să vezi ce încredere avea ăia. Erau acum câți ani, domnul Iordache, că nu mai știu. 2006 sau 2007 a fost. Da, da. Da. Păcat de Măldărăștiul ăla că s-a pierdut. Păcat că nu s-a vrut să se cumpere, că dacă îl cumpărau... Păi nu, era... s-a vrut să se ia niște șpăgi. Da, ce da. Nu știa cui mâna a mai fost. Da. Cam știm noi care... Gabriel Petruc, vreau să-l aud și pe dânsul ca să fac reglajul de sunet. Bună seara, domnul Gabriel. Gabriel Petruc, ești aici? Scuze, domnul profesor, că v-am întrerupt. Nicio problemă. Faceți-vă treaba, că mai avem 2 minute, 3 minute. Da. Și domn profesor lucrează cu doamna în stupină, domnul Nistor. E și doamna apicultoare. Aici aș vrea, dacă îmi permiteți, ca să explorăm în zona aceasta de introducere, să-mi spuneți cum este să lucrați ca familie. Eu vă spun sincer, în acest scurt minute, întâlnit, o să vă descriu, în prima mea căsnicie, soția mea n-a putut lucra în stupină datorită cancerului. Și o decedată, într-un final, m-am bucurat de fetiță Maria Ines, după ea se cheamă și canalul. Să vă trăiască! Și în contextul acesta, eu nu știu ce înseamnă să lucri în familie, în stupină. Actuala mea soție nu iubește nici câinii, nici albinele. Este mediu de familie, iubește oamenii, dar nu iubește albinele și câinii. Și în stupină lucru tot singur. Mai vin copii, mai avem partea... Să știți o treabă! În toată experiența mea și s-a consolidat această idee. Dacă nu iubește albinele, nu poți să faci apicultură. Corect. Și nu poți. Oricât am făcut, dacă pe prima soție am reușit să o apropii să iubească albina, dar condiția fiziologică, starea de sănătate nu i-a permis. Nu i-a permis, da. Nici nu încerc, nici nu are rost să fac. A venit, mi-a filmat de câteva ori, mi-a aruncat camera din mână. Am zis, ok, mai bine lasă camera deoparte, lasă, stai cu copiii, lucruri în stupină. Dar cum este domnul Nistor, care sunt femei care lucrează ele și soții nu? Am și cazuri de astea, multe. Da, 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 da. Te duc și în pastoral. Am avut în vizită pe doamna Ciocan, da, Maria Ciocan, de la Craiova, de lângă Craiova, a venit în stupină, fiindcă soțul avea o problemă cu albinele, nu le iubea și era frică, și să-l aduc în stupină să vadă că nu toate albinele sunt rele. Și ne-am petrecut un weekend împreună și a văzut că nu toate albinele sunt rele. Da, și omul era frică de albine. Și într-adevăr, când eu m-am dus la... Păi nu, să știți că, să știți din practică, cui e frică de albine, albinele îl simt. Adrenalin. La fel ca și câinii. La fel ca și câinii. Da? Te simte dacă ți-e frică de ele. Perfect. E adevărat că sunt și... Ei sunt și familii agresive. Dar noi nu desfințăm. Eu, de exemplu, nu desfințez familiile agresive, că astea sunt cele mai productive. Așa este. Numai că e mai greu de lucrat cu ele. Noi când ajungem la alea, tragem la sorți.
cine se duce la aia? Eu cred că ne-am acomodat și ne-am permis să ne fie confortabilă prezența. Da. Este și un minut, o să-i dau drumul la emisiune. Vera, bună seara, să vii încoace. Suntem în data de 8 februarie 2019, Apicultura din România Live. Vă salut pe toți cei care ne urmăriți pe internet, pe YouTube. Salut invitații mei de știri din seara aceasta. Este vorba de domnul profesor Petre Iordache, doamna Cristina Moraru, domnul Constantin Obănescu și domnul Gabriel Petruc. Bună seara tuturor! În seara aceasta, ca și temă a emisiunii, ne-am propus să discutăm abordări practice, obiective 2019 a protecției albinei carpatine. Și îl avem distinsul domnul profesor Iordache și vom dori ca împreună să dezvoltăm acest subiect, să vedem cum se poate întâmpla lucrul acesta în România din 2019, într-un mod operațional, și într-un mod în care lucrul acesta nu să fie, și îl citesc pe domnul profesor, doar pe hârtie și să fie o realitate a apiculturii din România. Bună seara, domnul profesor, bună seara, doamna Cristina. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Domnul profesor, mă bucur să fim din nou împreună în emisiune. Data trecută ne-am bucurat de prezența dumneavoastră cu ocazia evenimentului de la Blaj, în care am putut descoperi cartea scrisă de dumneavoastră. În seara aceasta am convenit împreună că vom discuta despre această temă care pe unii îi deranjează discuția pe asemenea temă. Să vorbim despre protecția albinei autohtone, albinei carpatine. Indiferent din ce tabără extremistă s-ar afla, pro sau contra, subiectele acestea puse pe tapet și dezvoltate într-un mod științific nu sunt prea confortabile pentru cei care ne urmăresc sau cei care ar putea intra într-o discuție științifică ordonată cu lucruri subliniate într-un mod obiectiv. Eu mă bucur să fim împreună în seara aceasta și cu dumneavoastră, cu doamna Cristina Moraru, a cărui respect îl arăt în mod deosebit, fiindcă dacă este să vorbesc despre o albină carpatină cu care eu am lucrat, trebuie să spun că o parte din acea albină, bagajul genetic a fost din F15 creată de la Horezu. Și m-am bucurat de acea albină carpatină produsă de Densa. Filiera a provenit prin regretatul magică romanesc, asta ca să fie clarificat pentru cei care puneau întrebări de unde și cum am ajuns să posesia ei. Domnul profesor, aș vrea ca în deschiderea emisiunii noastre și relaxarea auditorului nostru cu distinsa personalitatea dumneavoastră, să discutăm puțin despre dumneavoastră ca apicultor și dumneavoastră ca și familie de apicultor. Da, și aș vrea să ne descrieți câteva amănunte, dacă permiteți lucrul acesta, despre activitatea dumneavoastră de apicultor. Personal fac apicultură, am început să învăț apicultură de la vârsta de 11 ani, în 1951. Am avut norocul ca într-o vară, eu fiind născut în București, să fiu trimis de părinții mei la țară, la părinții lui taică-miu, unde tata lui taică-miu era notar. Și vecin cu el era un stupar care la ora respectivă, deci în 1951, avea 300 de stupi. Fiind prieteni, tata mare a dânsu, aveau și portiță între proprietăți, mie mi-au plăcut albinele și m-am dus acolo și nu mi-a fost de la început frică de ele. Și atunci stuparul acela a pus mâna pe mine și a început toată vara cât am stat acolo să mă învețe. În primul rând mi-a dat un manual, era călăuza stuparului și când pleca îmi lăsa să-mi citești de la pagina cu tare la pagina cu tare și când venea mă asculta să vadă dacă am citit și când pleca după ce am început să mă rutinez puțin, îmi dădea listă. La stupul cu tare faci cu tare, la stupul cu tare. Deci așa am început eu apicultură și am făcut apicultură până în ziua de azi. Cam avut inițial 2 stupi, pe urmă am avut 4 stupi, pe urmă am avut 10, pe urmă am avut iar 2, pe urmă și tot așa, fiindcă așa cum am plimbat cu serviciu, nu totdeauna am putut să mă ocup de ei, iar cei care au rămas de izbeliște, unii au dispărut și așa mai departe. La ora actuală, gestionez împreună cu soția 2 stupine.
eu am o stupină de producție de în jur de 70 de stup, zic în jur de 70 de stup, că să vedem cu ce ieșim din iarnă, și soția are o stupină de 50 de stupi, pentru care e autorizată pentru multiplicare. Facem operațiuni de multiplicare din 1900, din 2011 sau 2010, cred, da, 2010. Iar stupina de producție am avut-o de una. Așa. Am scris cel puțin, cred că peste 100 de articole în diverse publicații, Lumea Satului, România Apicolă. Așa. Am fost membru în comitetul director al UACA, am fost președintele colegiului de comitetului de redacție al revistii România Apicolă, am fondat împreună cu domnul Dobrescu, dânsul fiind patron, eu editor senior, revista Lumea Apicolă, care din păcate a dispărut. Așa, acum trimit articole la Lumea Satului, am rubrica de apicultură și la România Apicolă de nou am început să scriu. La România Apicolă scriu în general articole despre plaje, despre lucru în stupină, iar dincoace la Lumea Satului încep să dezvălui viața, politica apicolă din România. Cam asta e activitatea mea.